Găsit la Poveștile Bursei. Astăzi vom vorbi despre Antibiotice Iași, o companie care este un producător important, cel mai important producător român de medicamente generice și nu numai, o companie strategică pentru sistemul național de sănătate. Și am plăcerea să-l am alături de mine prin Skype pe domnul Ioan Nani, care este directorul general al Antibiotice Iași. Bun găsit! Bună ziua! Bine vă regăsesc și eu! Domnul Nani, aș propune să începem, fiind Poveștile Bursei, chiar cu bursa, pentru că poate puțină lume știe, sunteți listați la BVB chiar de când practic s-a reînființat bursa locală. Cum de ați fost printre primele companii listate? Da, interesant să ne aducem aminte, chiar trăiesc intens acele momente. Eram directorul economic, CFO acestei companii, undeva prin anii 94, am fost până în 98, iar în intervalul ăsta 96-97 a început o discuție așa aplicată în legătură cu înființarea bursei de valori la București, a pieței de capital. Și bineînțeles că începuturile au constat în întâlniri repetate cu directori de companii, cu discuții pe tema asta. Așa că pot spune că în perioada respectivă, în aplicarea acestui proiect, o parte dintre noi, din companii, am fost inițiați în întâlniri repetate la bursa de la Londra, la bursa de la Viena, chiar la Wall Street, în Statele Unite, unde am împărtășit din valorile piețelor de capital internaționale. La un moment dat, am fost numit directorul general al acestei companii, ales de adunarea generală a acționarilor și introdus într-un program pilot de învățare grupul Sefri din Franța. Și uite așa, bineînțeles, din aproape în aproape s-a fundamentat ideea mea de tânăr director al unei companii, a unei întreprinderi a statului român, să o duc pe piața de valori, pe bursa de la București. În aprilie 1997 am fost a patra sau a cincea companie din România listată la bursa de valori din București. Da, și au trecut, iată, mai bine de 25 de ani de atunci. Până la urmă, ce înseamnă să fii companie listată, dincolo de faptul că trebuie să fii transparent, să raportezi trimestrial, să ai o relație cu investitorii? Ce avantaje v-a adus listarea asta la bursă? Bun, în primul rând, ne-a creat o anumită conduită de mediul economic. Am învățat să fim mai buni, ne-am instruit mereu, pentru că nu este de aici de acolo să fii mereu sub lupa analiștilor de piață, a brokerilor și, bineînțeles, să te vizualizeze direct brokeri din alte piețe internaționale. Eram la New York, pe Wall Street, și nu o spun așa doar ca să mă dau mare. Acolo un tânăr, un puște, aș putea să spun, care lucra financiare ai companiei antibiotice, a întreprinderii de antibiotice, și asta se întâmpla în 97-98, vă dați seama. Era și să vezi indicatorii economico-financiare a întreprinderii pe care o conduci. Sigur, ca avantaje imediate a fost translatarea numelui și renumelui dincolo de granițele naționale și creșterea notorietății companiei. Aș vrea să spun că a fost un mijloc de capitalizare, de rezolvarea finanțărilor de capital. Nu a fost încă pentru noi chestia asta, nu am găsit această oportunitate, dar, de ce nu, piața de capital poate fi o oportunitate prin o serie întreagă de lansări de, știu eu, de acțiuni. În orică, putea fi piața de capital în vremurile respective o metodă de privatizare a întreprinderilor și eu așa am gândit-o la vremea respectivă, să fim privatizați prin bursă, vânzarea pachetelor de acțiuni pe piața de capital. Că nu prea s-a întâmplat asta în legătură cu alte companii din România sau cu noi, este un alt subiect. Deci, da, eu consider că a fost un mare avantaj faptul că noi am fost transparentizați prin piața de capital. Foarte, foarte bine ați punctat. Într-adevăr, nu s-a întâmplat așa cu privatizările și
Sunt. Bursa noastră încearcă să ajungă acolo unde e locul. Să sperăm că impulsul ăsta dat de listarea hidroelectrică și atragerea și altor investitori noi va duce bursa acolo unde vrem cu toții. Hai să povestim puțin, având în vedere că se numește Poveștile Bursei această emisiune. Okay. Cum a evoluat business-ul dumneavoastră în acești ultimii 25 de ani și spre final să vedem ce perspective sunt. Nu că e clar că o companie, nu numai listată, dar o companie de un asemenea nivel are planuri pe termen scurt, mediu și, de ce nu, sau mai ales lung. Da. De când mă știu eu în conectivitate cu această companie, cu tradiția, cu valorile ei și mă știu de ceva vreme, întotdeauna a existat un plan pe termen scurt, unul pe plan mediu și unul pe termen lung, ca să spunem așa. Mi-aduc aminte că prin anii 97-98, vă povesteam mai înainte, se punea problema ca Banca Mondială să vină cu un program RICOP de reconversie și modernizare, restructurarea companiilor românești. A apărut, bineînțeles, Fondul Proprietății de Stat. Mi-aduc aminte că am aplicat atunci la un program de genul ăsta, FARE, RICOP, al Băncii Mondiale, și ne-am calificat la o investiție de câteva zeci de milioane de dolari, prin care am modernizat, restructurat în totalitate această companie. Eram deja într-o imposibilitate aproape, știu eu, tehnică de a mai produce. Platforma absorbea 7-8 megawatts pe oră, era o energofagă, consuma foarte multă apă, energie, utilități, erau peste 3.000 de angajați, 3.500, era un mare poluator, eram într-o dificultate teribilă și primul program ăsta, RICOP, de restructurare, practic a adus o adevărată lumină și posibilitate ulterioară de a funcționa. Atunci am recalificat, revalidat această platformă, am trecut la consumuri instantanee de 1,5-1,6 MW pe oră, am reașezat structural toate fluxurile de fabricație și am investit în stația de epurare. Am reușit, practic, în felul ăsta să expandăm în exterior, pentru că am investit mult atunci în certificate de bună practică. Good Manufacturing Practice, care prin anii 97-98 nici nu știam ce înseamnă această chestiune. Auzeam că firmele din exterior au reguli de bună practică, auzeam de Food and Drug Administration și chiar la bursa de la New York, undeva în anii 99, ni se spunea, dar aveți un aviz FDA de a vinde în Statele Unite. Sigur, pe atunci compania eșua ușor în politica de vânzări națională și internațională, avea profitabilitate extrem de scăzută. Deja în anii 2005-2006 ne revenisem, eram un exportator important al României, eram deja un producător important pentru Sistemul Național de Sănătate și ne-am calificat cu brio la integrarea în Comunitatea Europeană odată cu 1 aprilie 2007. Sigur, a fost un adevărat proiect de inițiat și de implementat împotriva colegii mei, împreună cu ei. Am rămas 1.300 din aproape 3.000 cât eram anterior și, bineînțeles, am creat premiza ca până în anul 2009-2010 să creștem deja de 5-6 ori cifra de afaceri și profitabilitatea. Dacă e să privim mai atent asupra, știu eu, principalelor momente traversate atunci, pot să spun că au fost momente de o duritate teribilă, pentru că în România intrau multinaționale, le dăneau cu zecile peste noapte companii cu produse pe care le înregistrau. Deja circulau peste 8-9 mii de medicamente generice și nu numai. Se apăruse Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate. Eu chiar pot să mă mândresc că sunt membru fondator al Casei Naționale și al Casei Teritoriale din Iași și trebuia mereu să rămâi acolo calificat prin prețuri, calitate
și compatibilitate cu regulile de bună practică. Sigur, an după an a trebuit să investim, să învățăm ce sunt acelea standarde de calitate, asigurarea calității. Am învățat să fim competitivi în piețele internaționale, ne-am deschis reprezentanțe în puncte cheie, în piețe cheie, am definit teritorii ale ATB, abreviate ATB de la antibiotice și sigur perioada care a trecut, știu eu, din 2009 până în 2020 a fost teribilă pentru că a trebuit să diversificăm nomenclatorul de produse, a trebuit să înregistrăm produse cu studii clinice peste tot în piețele noastre țintă, dezvoltând, așa cum v-am spus, parteneriate prin deschiderea unor reprezentanțe în Vietnam. Am deschis reprezentanța de la Novi Sad, unde am angajat personal românesc. Avem reprezentanța din Ucraina, care momentan este ușor suspendată ca activitate, dar avem 10 angajați acolo și așa mai departe. Adică suntem prezenți astăzi în 70 de țări cu aproape 100 de produse înregistrate. Sigur, asta vreau să vă întreb apropo de expansiune externă cu reprezentanțele astea. Probabil că Ucraina, când se va încheia războiul, va fi o reprezentanță foarte profitabilă, mă gândesc, nu? Am lucrat mult ca să deschidem reprezentanța de la Kiev. De ce să nu o spunem? Nu au fost foarte prietenoși cu noi în 2007, 8, 9, când am ajuns acolo. Mi-a luat mult timp până să-i convingem să ne înregistreze produsele la Ministerul Sănătății, Autoritatea Medicamentului de acolo, dar odată înregistrate am început să dezvoltăm afaceri. În ultimii 2 ani am luat decizia de a rămâne, chiar în ultimul an de a rămâne, să nu închidem, pentru că noi credem că va fi mult de lucru atunci când Ucraina se va reconstrui, se va regenera la un moment dat. Iar noi trebuie să fim acolo cu produsele noastre și chiar să ne implicăm în programe de dezvoltare industrială acolo. Ce ați amintit de numărul de angajați și știți că se vorbește perioada asta și nu numai în ultimii ani de o criză a forței de muncă și la noi în România. La dumneavoastră cum e cu angajații și ce face să-i țineți aproape? Bun, e dificil ca peste tot în comunitatea europeană să fie clar, că nu e mai bine la București, la Iași sau e mai rău aici, e mai bine la Paris sau la Londra. Dimpotrivă, eu cred că acum pe principiul vaselor comunicante oamenii migrează de aici colo unde le este lor mai bine, mai aproape de năzuințele lor. Noi sigur că investim mult în salarizarea angajaților, în metode moderne de management a resurselor umane, investim în sisteme motivaționale, avem sisteme de recrutare și formare profesională foarte moderne, am înființat Academia A+, care are Colegiul Tehnic A+, Școala de Afacere A+, avem proiecte de colaborare cu universitățile, cu institutele cu Institutul Politehnic, cu liceele, cu programă industrial, să spunem, cu programă pentru noi și învățăm să ne creștem singuri forța de muncă. Practic îi recrutăm, iar 6 luni de zile îi antrenăm, îi trăinuim în colegiul tehnic și în școala de afacere A+. Este o activitate efervescentă, continuă, dar am ajuns la un grad de retenție destul de important. Într-un an de zile nu migrează de la noi spre alte companii sau spre vestul Europei. Am reușit să avem o structură profesională impresionantă, să știți. Avem 10 de profesori în mediul universitar prezente pe platformă. Am dezvoltat cercetare. În ultimii 15 ani am investit mult. Avem un centru de cercetare, Innova Plus. Vom construi un altul, suntem în calificare pentru fonduri europene pentru construcția unui nou centru. Avem 120 de oameni acum tineri formați în ultimii 5-7 ani care lucrează în cercetare. Sigur, asta arată că suntem o alternativă într-o zonă a Europei ușor mai
frământată, să spunem, dar suntem o alternativă de formare și, dacă vezi, profesională și personală a tinerilor și a celor care lucrează până la urmă pe această platformă. Apropo de fonduri europene, aminteați aici, mă gândesc la PNRR, ați aplicat aici, aveți cumva, obțineți fonduri? Da, avem un număr important de investiții planificate pentru următorii 4-5 ani. Ne gândim să expandăm cifra de afaceri care era destul de timidă prin anii 2000, a ajuns la 100 milioane de euro anul trecut, anul ăsta se duce în 120-125 de milioane de euro. Dezvoltare viitoare care va duce această cifră de afaceri la 250 de milioane de euro în anul 2030, dar pentru aceasta trebuie să consolidăm încă două site-uri de producție, adică să venim cu două site-uri noi. Un site nou pe topice, pe creme, geluri, produse pentru derma. Am investit peste 20 de milioane de euro acolo. În perspectivă vă spuneam că avem 4-5 proiecte mari, totalizează-vă 400 de milioane de lei. Ne-am calificat la o schemă de ajutor de stat pe care, bineînțeles, se sprijină pe PNRR. Am atras în jur de 100 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor și împreună cu Banca Europeană de Investiții lucrăm acum la finanțarea acestei investiții, dar și altor 3-4 investiții care vor fi derulate în perioada următoare. În momentul de față, A+, de asemenea pentru site-ul de produse soluții sterile injectabile, o nouă fabrică pe platformă, de asemenea pentru o întreagă bază logistică, mă rog, care trebuie să întreagă. Investim acum în două stații fotovoltaice, una de 2,4 MW, care va fi pe 3 hectare și deja am început investiția acolo, alta de 1,2 MW, care este pe clădirile din jurul nostru și în felul acesta am vrea să ne producem cam între 35-40% din energia absorbită în perioada de primăvară, vară, toamnă, să producem cu forțe proprii o parte din energia care va fi consumată pe platformă. Sigur, sunt proiecte pe care eu le consider destul de angajante în perioada următoare. Am selectat și angajat în ultimii 5-6 ani în jur de 700-800 de tineri pe platformă, de la profesii din IT, pentru că lucrăm la digitalizarea platformei acum, împreună cu firme importante din domeniul ăsta internaționale și încercăm cu o investiție de peste 10 milioane de euro să ajungem prin digitalizare la un alt fel de exprimare și să fim în real time, să spunem, în conectivitate cu piețele în care trăim și cu sistemele moderne de management. Da, sunt planuri mărețe, spun, dar perfect fezabile și e clar că investitorii se uită cu atenție și la rezultate și la aceste cifre pe care le spune și o creștere, iată, accelerată atât a business-ului cât și probabil a profitabilității. Acum să vedem și ministerul ce își propune, pentru că el e majoritar, nu? E o companie majoritar de stat, da, să spunem așa. Dar aș insista un pic, ne apropiem de final, pe expansiunea asta și pe relația cu Statele, da, Unite, pentru că e o piață extrem, extrem de competitivă, fără să fiu un specialist, dar e clar că acolo nu e loc de jucători mici și faptul că aveți niște atestări pentru anumite produse, mă gândesc că poate pe viitor să vină niște marje mai bune de acolo. Nu știu, cum vedeți relația? E o direcție importantă sau vă concentrați, da, pe toate piețele? O direcție strategică a noastră de externalizare, de dezvoltare, dacă vreți, a piețelor internaționale. Faptul că suntem
o parte, 20-25% din exporturile noastre pe piața Statelor Unite nu este o întâmplare. Noi am început cu această năzuință, intenție, încă de prin anii 2002, când am atras prima consultanță pe standardele de FDA, Food and Drug Administration, am lucrat cot la cot cu ei vreo 2-3 ani în perioada respectivă și ne-am acreditat prima dată site-urile pentru produse injectabile, beta-lactamice. Și după care am acreditat producția de substanțe active a noastră, nistatina, pe care, unde suntem lideri mondial și America absoarbe cam 3 luni dintr-un an de producție, cam 30-40% din producția noastră ajunge în Statele Unite pe substanțe active. Cam 3-4 luni se duce spre China, iar Europa consumă diferența. Deci, da, piața Statelor Unite este o piață strategică care ne ajută, aduce profitabilitate importantă și, uite, de peste un an de zile suntem de asemenea în piața Marii Britanii, în piața Europei de Vest, suntem în țările nordice, ne calificăm în Europa Nordică, în Danemarca, Suedia, Finlanda, unde ne calificăm, repetat, prin licitații, pentru a vinde injectabile în sistemul de sănătate, în majoritatea spitalelor. Nu este de aici de acolo. Vietnamul este o piață predilectă a noastră, pentru că am dezvoltat relații de afaceri acolo în ultimii 15 ani. Vedeți, parcă suntem o țară a contrastelor, sau nu știu, o firmă a contrastelor. America, Vietnamul, deja, nu știu, arată ceva, și anume că nu ne orientăm numai în economii sofisticate, ci ne orientăm după natura piețelor și cu o anumită responsabilitate, pentru că a fi furnizorul numărul 1 de pulberi sterile injectabile pentru spitalele din Vietnam nu este o jucărie. Acolo este o populație de 100 de milioane de locuitori care simt în fiecare zi nevoia acestor tratamente injectabile în majoritatea spitalelor. Sunt multe ambiții profesionale puse în joc aici, sunt ani de zile de muncă, dar și de satisfacții. Și da, pomeneați corect, că trebuie să vedem până la urmă și ce își doresc proprietarii, acționarii de la această afacere, până la urmă numită Antibiotice S.A. Pentru că nu poate să fie doar o companie, nu poate să fie doar o întreprindere a unor acționari. Este o afacere pur și simplu care lucrează în piața tradițională pe care o reglementează autoritățile medicamentelor, respectiv Ministerul Sănătății. Eu sunt convins că... Mai aveam o scurtă întrebare, că ne apropiem de final și să tragem așa o concluzie. Pandemia cum v-a influențat business-ul? Bun, știți, privind retroactiv, acum toți suntem isteți și deșterți. La momentele respective, să fie clar, a fost o panică, o panică a piețelor în care acționam, panica pieței de furnizare a materiilor prime, de contractare, dar cu calm și cu parteneriate pe care le avem de 10 de ani, atât pe vânzare, cât și pe intrare, pe sursele de materii prime, am rămas într-un echilibru, am reușit să stăpânim bine producția, livrările interne și internaționale și eu cred, nu că cred, sunt convins, sunt sigur, am argumente că am fost un partener extraordinar pentru Ministerul Sănătății în perioada respectivă, pentru că am atras imediat produse necesare în nomenclator și am susținut efectiv zi de zi aprovizionarea corectă a tuturor spitalelor, nu numai a celor care erau spitale COVID. Am fost atenți la tot ceea ce s-a întâmplat, am și învățat multe. În acea perioadă am simțit că suntem, să spunem, o alternativă bună pentru întreaga Europa, pentru că au apelat la noi atunci cu comenzi POT, chiar comenzi fără să le mai treacă prin programe de licitații, pentru injectabile și în special anumite injectabile pentru majoritatea țărilor din Europa. Sigur, am învățat multe din acea perioadă și am învățat că o țară
trebuie să se bazeze pe producția proprie, pe, până la urmă pe companii care pot fi numite ușor strategice pentru sistemele de apărare și sistemele de sănătate. Noi, cred eu, suntem și ne-am calificat prin ceea ce facem la această noțiune de companie strategică pentru sistemul național de apărare sau de sănătate. Domnul Nani, suntem la final și împreună, iată, am spus povestea antibiotice a celui mai important producător român de medicamente generice. Concluzia ar fi, concluzia mea, să-mi spuneți care e a dumneavoastră, că până acum au fost mai multe etape, iată, peste 25 de ani de companie listată, dar din ce mi-a spus, din ce am simțit așa, cel mai, ce va urma acum va fi poate cel mai bine până acum pentru antibiotice, privind din punctul de vedere al business-ului și al investitorilor. Corectați-mă dacă greșesc. Da, așa este, pentru că ne-a luat mult să retrasăm această companie. Am plecat aproape din pole position, ca să din zero, pentru că fabrica noastră sau compania nu mai este cea care era până în anul 2000. Am restructurat-o total, am redesenat-o, dacă vreți, reproiectat-o. Fiecare clădire este nouă, fiecare site este altul. Am redesenat până la parteneriatele internaționale totul, tot nomenclatorul de produse. Deci avem de a face cu o altă companie care s-a născut în ultimii 20 de ani, iar acum, practic, putem investi pe o chestie restructurată, așezată, ducând-o spre progres, spre civilizație, ca să spunem așa. Abia de acum, amplitudinea investițiilor se va vedea prin calitate, eficiență, creșterea profitabilității. Păi să nu uităm că am crescut de peste 10 ori cifra de afaceri, de peste 10 ori profitabilitatea și tindem să le dublăm până în anul 2027-2030. Domnul Nani, mult succes vă dorim și sper să ne mai revedem curând. Mult succes! Mulțumim frumos! Sănătate multă vă doresc! Încheiem aici povestea bursei de astăzi, iată, antibiotice Iași, și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci rămâneți pe programele Profit News TV. La revedere!